Scumpirea apei în Bacău a suferit o amânare, dar, după spusele edilului, aceasta va suferi modificări majore la preț mai devreme sau mai târziu. La ultima ședință a Consiliului Local au sărit scântei atunci când consilierii au contrat decizia primarului. Bineînțeles că Stavara Ache, inițiatorul proiectului, nu a mai recunoscut că propunerea de a scumpi apa cu 18,5% îi aparține. În plină criză economică, numai de scumpiri nu iar de contribuabilului băcăuan. Consilierii din opoziție au atacat decizia municipalității de scumpire a apei cu 18,5% în ultima ședință a Consiliului Local, declarând că majorarea prețului putea fi făcută eșalonat în anii anteriori. Aceștia s-au arătat nemulțumiți de faptul că populația trebuie să suporte noi scumpiri de prețuri. Cât de nemulțumiți sunt cetățenii? Sunteți de acord cu decizia primarului Romeo Stavarache de a scumpi apa? Da, deja e scumpă. Să mai și scumpim unde ajunge. Atunci să tragă pe robinete suc sau altceva și poate să o scumpească. Credeți că era un moment prielnic? Un moment bun, ținând cont de criza financiară? Criza ne-a lovit pe toți. Dacă acum începem să scumpim celelalte produse, unde ajungem? Dacă ne gândim la întreținerea care o dăm la bloc, să știți că cea mai mare parte este apa. Nu sunt alte utilități cât este apa de scumpă. Dacă spune că consilierii au făcut această propunere și nu el, nu cred eu că consiliere au făcut o propunere fără să ceară și acordul lui. Credeți că era momentul prielnic pentru a scumpi apa, ținând cont de criza prin care trecem toți? Nu e nici momentul și nici, v-am spus, motivul principal e calitatea. Bineînțeles că nu este. Că așa e neagră. În primul rând, calitatea e proastă a apei. Și să o scumpească. Și nu știu dacă merită. Credeți că era momentul potrivit? Da. Și nici nu era momentul potrivit. În prezent, băcăuanii suportă unul dintre cele mai mari prețuri din țară la apă. O decizie privitoare la majorarea prețului apei va fi luată în cadrul ședinței de Consiliu Local de săptămâna viitoare. Până atunci, poate își va aminti și edilul Bacăului când a propus scumpirea apei, chiar dacă acesta susține în continuare că nu el a inițiat acest proiect. Eu personal nu mai mi-asum niciun fel de mărire a apei, prețul de mărire a apei. Dacă nu vă mai amintiți nici măcar proiectele pe care le-ați inițiat, la ce se mai pot aștepta din partea dumneavoastră, oamenii de rând, cei care v-au votat?